Nava lansată la mijlocul acestei săptămâni este ultima din seria de două nave tip Platform Supply Vessel, comandate de către reprezentanții grupului Promar din Elveția, care au ca armator o companie din Panama. Lansarea a fost una reușită la care au participat ingineri, muncitori și reprezentanții ai beneficiarului. Today you just saw we launched the second vessel for our client Promar. Deci astăzi am lansat cea de-a doua navă pentru clientul Promar, se numește. For this vessel unknown yet, but probably also the offshore market industry in West Africa. Brazil, but that's up to the client to. La această navă e necunoscută, dar probabil ca și prima o să opereze pentru piața de offshore. A fost o lansare extraordinară, velierul de acum 2 ani, care și o să mai urmeze, încă un PSV, încă două feriboturi, mai sunt de lansat. Este mai spectaculoasă cea de azi decât altele? Nu, la fel. Se botează nava sau nu? Că astăzi am văzut că nu. De obicei se botează, da, dar astăzi nu știu, niciun nume. Nava Mamola Defender se va ocupa de transportul diverselor mărfuri, combustibil, apă potabilă, saramură, ciment, barită, noroi de foraj, prăjini de foraj, dar și al echipajelor de la platformele de foraj marin și platformele de exploatare a hidrocarburilor marine din vestul Africii. Nava poate transporta pe punte și containere convenționale pentru diverse mărfuri, totodată ea poate interveni ca stingător de incendiu la platformele marine și este dotată cu echipamente pentru depoluare marină. În urmă cu 5 luni a fost lansată prima navă de acest gen, numită Mamola Reliance.